pe niciun canal, eu sunt pe canalul tău de YouTube și nu ești. Dar eu vorbesc cu oameni, uite, bună ziua, vă vedem pe amândoi. A, bă, da, uite. Păi deja 15 oameni te văd. A, te-ai activat acum când te-ai văzut. Asta e primul nostru live pe YouTube împreună, practic, făcut de noi doi. A, am ieșit din tot, am ieșit din live, măcar să știu. Ilona? Eu sunt aici, eu nu cred că am ieșit. Bravo, măcar tu. Costine, eu, de exemplu, te-am văzut în mai multe filme decât m-am văzut pe mine. În afară de un film la genunchi făcut azi, pe care vi-l arăt, care mi-a ieșit cât de cât bine, că nu mi-a ieșit perfect nici ăla. Alt film eu n-am făcut. Care apă la genunchi, are probleme cu cervicala, are, eu zic să Ilona, află de la mine pe cale orală, că am fost să-mi fac un remeneu la genunchiul stâng. Da. Și astăzi am primit rezultatele, draga mea. Și ce este? Mi-au trimis rezultatele cu remeneul la genunchiul drept. Nu cred. Rugăm regia tehnică să-l adauge pe... Da. Bun. Dacă sunteți drăguți, domnul Ștefan Pavlo, sunteți în direct cu ascultătorii. V-ați spus, înțeleg că v-ați spus o șapcă ca să nu vă, să știe lumea cine sunteți. Să nu, trebuie să și vorbesc. Ne prostim aici pe YouTube. Da, mi-e și rușine să mă uit. Mă înspăimântă. Nu la imagine, eu vă vorbesc așa cu ecranul închis, știi? Deci practic ne-am reprofilat, am plecat de la teatru și ne-am dus pe online. Și vă mai întoarceți vreodată la teatru? N-are rost. Nu. Păi n-are rost, că noi nu eram nici când eram. A ajuns și umorul pe jos, stai să-l iau. Dar nu știu unde e, măi, Marius, că nu-l mai găsesc. Nu cred că l-ai avut niciodată, iartă-mă că spun. Că nu mai vreau să-i fac nimic, mâine nu mai intru, gata, mi s-a luat de Asistat la o cădere nervoasă în direct. Ilona Brezoianu tocmai cedează în fața presiunii mediatice care s-a pus pe umerii ei. Era mai relaxată pe Instagram, că acolo nu vedea comentariile. Spune-le, Mariu, ține în poză, spune-le. În poză este Dorel Vișan. Și acolo undeva jos mic, pe care îi dădea după să pregătea să-i dea după cap, că știa că o să vină din urmă puternic actor și mă urea de pe atunci, bănuiesc că vezi cum îi pornește palma, sunt eu în clasa a patra. Pot și eu să profit de voi? Da, da. Am trei mesaje de transmis, dacă... Așa, în primul rând ar fi, ca să-i zic lui Vali, ca să-mi dea ăia 50.000 pe care i-am dat pentru petul ăla de bere din octombrie, că se uită. Și trebuie să le mai spunem oamenilor că există... Alte care... emisiuni mai bune pe TV. Trebuie să le spun oamenilor că există alte emisiuni mai bune pe TV. Asta unul la mână, asta știu și ei săraci, îți dai seama. Exact, exact, mai zăpăcit, exact. Naca, ai nebunit de tot, ești. Eu vreau să te întreb, Codine, adevărat, bă, că și bogații plâng? Doar câteodată. Am înțeles că ai scris două caiete, nu? Care a apărut pe piață. Azi. Era la Piața Norilor. Și când am văzut, frate, era ridic și octarabă plină cu cărți de Costin Maticiuc. Da, nu, dar am la obor taraba mea. Aveți fix discuțiile mele cu Ilona când plecăm în asta. Că zice, care ia parizerul? Ia tu, mă, că eu pun bagajul. Cine ia roșiile? Le iau eu, mă, că așa. Cine? Iei tu apă? Că n-avem voie. Ultima dată, bă, Codine, că n-avem voie să trecem cu apă și n-aveam cum să cumpărăm, am luat fiecare apă în gură. Vreau să vedeți acest mesaj. Codine, uite la acest mesaj. Aplauze! Oh, extra! Asta! Originale. Ele e, da, niște... Am luat asta de pe... Am găsit-o pe aici, pe la... Na, avea cineva. Am luat de pe la vecini, am strâns tot ce bijuterii. Am vrut să caut aur. N-a dat nimeni aur, n-a avut nimeni aur. Merg cu asta. Am tricou. Ia uite, vreau să se vadă la public. Poză pentru Instagram, stai să mă aranjez și un pic. Asta. Păcat că nu e cu sunet în poză, că era bine cu sunet. Fă-ți ieșirea, ia. Nu se vede că a făcut film. Bă, dacă n-ar fi așa de mincinos și da, dacă n-ar face toate alea pe Instagram-ul lui, toate mizeriile alea, eu... Băi, javră, dracului! Bă, bune! Băi, javră! Bă, lasă-mă să termine misiunea! Se pare că suntem prea bătrâni pentru online, că nu ne mai pretăm cu Vice Gangs, cu Smiley, cu metele internaționale, naționale? Da! Stimați congelați, invitați! El nu e Otello! Ea nu e Desdemona, sunt doar Marius și Ilona.